presiune atunci la minister, astfel încât acea hotărâre nu, să treacă? S-au făcut presiuni? Nu, nu s-au. Domnul Nicolae, o să discutăm după. Un milion de euro ca să se adopte o asemenea. Asta e problema domnului Nicolae, dar eu n-am atentat. A sunat domnul... M-au înjurat în presă că ați văzut stenograma. Dar era cineva care transforma guvernul în talciuc de hotărâri? Nu, nu s-a transformat și nu s-a dat. A sunat nimic. Domnul Traian Băsescu pentru acea hotărâre pe subvenții? Dați-mi voie să nu fac comentarii din două motive. Una, nu mai sunt om politic și știți bine că nu pot face... Dar ați fost și poate... Am rămas martor. Deci, care e povestea acelei hotărâri? Cine asta, a încercat despre, să treacă ea la despre, guvern? Despre ceea ce se scrie în dosar și asta nu pot vorbi. Domnul Bunastancu va încerca să vă influențeze? S-a influențat cu Traian Băsescu de acea hotărâre de guvern? Nu pot să vorbesc. E încercătare ca...